Ministrul Cercetării și Inovării Nicolae Burnete și-a dat astăzi demisia din funcție. Burnete a anunțat printr-un comunicat că decizia sa este irevocabilă și cel puțin la acest moment nu va face subiectul unei conferințe de presă. Este prima demisia unui ministru al cabinetului Dăncilă. Clujul rămâne astfel fără niciun ministru în guvernul PSD. Gestul ministrului Cercetării vine în contextul în care la nivelul conducerii PSD urmează să fie evaluată activitatea tuturor ministrilor și cel mai probabil să fie făcută o remaniere a celor cu rezultate slabe. Potrivit unor surse, mai mulți lideri PSD ar fi avut nemulțumiri în legătură cu activitatea mai multor ministri, printre care se numără și Nicolae Burnete. PSD se va reuni într-o ședință a Comitetului Executiv al Partidului în acest weekend la Neptun, iar printre temele dezbătute se află și remanierea guvernamentală. Nicolae Burnete a fost numit ministru al cercetării la începutul acestui an. Înainte de asta, el ocupa postul de director al Departamentului de Autovehicule, Rutiere și Transporturi în cadrul Universității Tehnice Cluj-Napoca.